Salutare doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la un nou videoclip. De data asta am pornit în căutarea gălbiorilor. O să-i căutăm într-o pădure de stejar, pentru că acum la început de vară, în pădurea de stejar o să-i găsim cel mai des. O să vă arăt eu exact cum să-i identificați, speciile la care trebuie să aveți foarte mare grijă și desigur la sfârșit o rețetă de gălbiori. Vă doresc vizionare plăcută! Sunt în pădurea de stejar. Acum, la început de vară, vă sfătuiesc să căutați gălbiorii în pădurea de stejar. După ce ne uităm, este, cum se vede și acolo în față, zona aia cu iarbă și cu ceva arbuști mai mici. În general, aia este zona în care găsiți gălbiorii. Desigur, ei se fac și în pădurea de conifere, chiar și în pădurile de fag și de carpen, dar foarte bine o să-i găsiți, mai ales acum, la începutul verii, în pădurea de stejar. Dacă ne uităm cu atenție, ia uite-l, da, primul gălbior. Ia uitați-vă, gălbiori, ce frumoșis, hop, aici avem unul, acolo altul. De obicei, când găsiți 1-2, trebuie să vă uitați foarte bine în jur, pentru că acolo, mai mult ca sigur, trebuie să mai fie. Da, mai văd unul și acolo. Întotdeauna, unde găsiți un gălbior, trebuie să fie mai mulți, însă vedeți, ei cresc așa pe sub frunze și pot fi dificil de văzut, deși au culoarea asta galbenă, care îi face să iasă în evidență. Uitați-vă și acolo. Gălbiorul este ușor de identificat. Îl vedeți, are această pălărie gălbuie. Deși, acum o să vă spun că sunt două feluri de gălbiori, și anume Cantarellus cibarius și Cantarellus palens. Diferențele între ele sunt nesemnificative. Cantarellus palens ar fi cumva mai pal la culoare și numele lui ne spune asta. Deci nu are o culoare foarte, foarte aprinsă, cum ar fi Cantarellus cibarius, cât și Cantarellus cibarius se găsește și în pădurea de conifere, ceea ce la palens nu o să-l găsim decât în pădurea de foioase. Mă rog, neimportant, gălbiori. Deci, gălbiori care, vedeți, lamelele se unesc cu piciorul, un picior gros, cărnos, pălărie cărnoasă, destul de groasă, un miros plăcut, ne spun specialiștii, un miros asemănător cu al caisei, iar la gust, când este crud, este puțin, dar foarte puțin, iute. No. Deci câteva criterii. Deși eu nu vă sfătuiesc să mâncați din aceste ciuperci, să le mâncați crude. Haideți să-l și tai ca să vi-l arăt mai bine. Îl vedeți? Așa arată. Tăiem piciorul. Plin la interior. O culoare albă, cumva așa spre gri. Când îl tăiem în două, culoare albă, frumoasă, spre gri, curată, cum am zis, miros plăcut de caisă, un gust puțin iute atunci când este crud. O ciupercă extraordinară, o delicatesă, foarte, foarte, foarte apreciată în Occident. Din ea se poate face niște sosuri extraordinare. Foarte mare grijă atunci când mergeți la cules de gălbiori este să nu cumva să-i confundați cu buricul măslinului, Omphalotus olearius, o specie foarte, foarte toxică. Buricul măslinului,
o specie foarte toxică, o specie care, dacă o consumați în cantitate foarte mare, poate fi mortală. No. Ei mai pot fi confundați cu gălbiorii falși, care sunt de mai multe specii, sunt vreo 3 specii. Speciile acelea nu sunt toxice, câteva dintre ele, de fapt 2 dintre ele sunt comestibile, una ar fi necomestibilă, dar nici toxică. No, sper că s-a înțeles. Uitați-vă, aici am mai găsit unul. Aici, dacă ne uităm cu foarte mare atenție, deci cum am zis, când ați găsit 1-2, uitați-vă foarte atenți în jur, pentru că acolo, sigur, trebuie să mai fie. Ia uitați-vă. Aici mai avem unul. Hop. Și ne uităm cu atenție. Alții 2. Vedeți? Ei pot să crească și în buchețele. Așa, 2-3, mai puțin la un loc. Ia uitați cum stau ei prin iarbă. Prin iarbă, pardon, prin frunze. Și dacă nu ești foarte, foarte atent, treci pe lângă ei și nu-i vezi. Mai ales acum în perioada asta de început de vară, cam cel mai bun loc în care să-i cauți este pădurea de stejar. Deși o să-i găsiți și în pădurile de conifere, în zona de munte, însă nu un număr așa de mare la început de vară. Mai târziu, în toamnă, atunci se schimbă situația. Ia uitați-vă, alți 2. Și o să mă mai uit, pentru că trebuie să mai fie. Să vă arăt că aici am mai găsit un hrib. Boletus estivalis. Primul bolet care apare, prima specie, primul hrib. Să le spunem hribe așa ca să nu vă mai încurc. Ia uitați-l ce frumos e. O să mă uit cu atenție pentru că s-ar putea să mai fie. Ăsta pare a fi un loc bun, o pădure destul de bună. E și o pădure mai, să spunem așa, mai izolată, nu e un loc unde poate să vină chiar oricine. Așa, cu atenție și chiar dăm frunzele la o parte. Ia uitați-vă că erau sub frunze, deci dacă nu dădeam frunzele la o parte, nici nu-i vedeam. Ia uitați ce frumos este. Deci dăm frunzele la o parte pentru că de multe ori îi găsim, da, ia uitați-vă, sub frunze. Uitați-vă, domnilor, asta înseamnă să mergi într-o zonă mai sălbatică. Uitați-vă câți am găsit aici. Deci, stați să vă arăt. Ia uitați-vă ce frumos este. Și aici. Ia uitați-vă. Cum am zis, la aceștia care cresc în buchete trebuie să fiți foarte, foarte atenți, pentru că și buricul măslinului crește în buchete, iar ca diferență buricul măslinului crește doar pe lemn putred. Ăsta e un alt criteriu atunci când culegeți gâlbiorii. Aici, sub frunze, foarte mulți, acolo, hop, și în partea aia altă, și acolo, foarte, foarte mulți. Biorul de obicei nu crește în buchete mai mari de 5 bucăți. Da? Ne uităm bine la el. Mirosul de caisă, pălăria, când îl tăiem, culoarea albă. Întotdeauna. Ne uităm cu atenție. Foarte frumoși. Haideți să-i punem în plasă frumos, că de aici cred că strâng lejer, peste un kilogram. S-a pus și ploaia, am luat pe mine o geacă de ploaie și o să mă mai uit cu atenție pe aici, prin zona asta, pentru că o să mai găsesc. Deși am deja în jur de 2 kilograme, însă dacă tot am venit până aici, într-o zonă mai izolată, n-are rost să las locurile necercetate. Iori frumoși și
foarte important ce vă arăt eu acum, exact lângă, în timp ce culegeam gălbiorii, am găsit aici, e bine, specia buricul măslinului, specia mortală, foarte toxică, la care atunci când culegeți gălbiori trebuie să aveți foarte, foarte mare grijă. No. Deci, o vedeți cum arată. O să o găsiți întotdeauna doar pe lemn putred, deci doar pe lemn. Se și poate observa aici o bucată de lemn de pe care a crescut această specie. Este o specie foarte, foarte periculoasă pe care o să o găsiți în perioada asta, deși, vedeți, aici avem un exemplar cam trecut, nu este neapărat cel mai bun pentru o comparație. La urmă am găsit niște exemplare mai tinere de buricul măslinului. Ia uitați-le. Și acolo altul. No, ca să vă arăt diferența între buricul măslinului și gălbior, se vede din start, da? Care e diferența? Gălbiorul mai deschis la culoare, o pălărie netedă, neregulată, pe când buricul măslinului cu o adâncitură destul de importantă în centrul pălăriei, pălăria destul de fibroasă, așa să spunem, cu un mic puf deasupra ei. No, dedesubt se și vede, de fapt, culoarea pălăriei este mult mai închisă, este un cărămiziu pur și simplu, iar atunci când o întoarcem, este un portocaliu foarte aprins. Da? Piciorul ațos, un miros diferit de al gălbiorului, iar intră cuțitul mai greu prin el, deci este mai ațos. Când o tăiem, vedem, își păstrează culoarea de portocaliu la interior și piciorul, pe cum se și vede, intră și cuțitul intră greu în piciorul acesta, foarte, foarte ațos. Și la interior își păstrează culoarea de portocaliu aprins, ceea ce la gălbior este mult mai deschisă, poate un galben spre alb, un gri chiar. Da? Deci se observă. Haideți să luăm exemplarul mai matur. Se observă, da? La buricul măslinului își păstrează culoarea foarte aprinsă, la gălbior o culoare mai albicioasă. Dacă ne uităm, nici lamelele nu se aseamănă foarte, foarte mult. La buricul măslinului fiind mai dese și mai fine, da? No, buricul măslinului, specia toxică pe care voi trebuie să o ocoliți. Gălbiorul, comestibil, excelent. Sper că s-a înțeles. Am strâns în jur de 2-3 kg de gălbiori. E timpul să mergem și să preparăm o rețetă absolut minunată din ei. Rămâneți aproape! Când spălați și curățați ciupercile, luați fiecare ciupercă în parte, o spălați, o curățați, vă uitați bine la ea și așa evitați, ca printre ciupercile bune, să se infiltreze o specie toxică. Cum am zis, cele mai multe intoxicații se datorează neatenției. Printre ciupercile bune se întâmplă uneori din cauza oboselii sau a altor motive să culegem una toxică. No, deci, cu atenție! Pentru rețeta aceasta de gălbiori avem nevoie în felul următor. Principalul lucru, gălbiorii spălați, curățați, usturoi, pătrunjel verde proaspăt, unt, 200 de grame de unt, smântână, de preferat să fie smântână
cu peste 20% grăsime și, desigur, făina de mălai, pentru că o să facem o nelipsită mămăligă. Tăiem gălbiorii mărunți, desigur, fiecare în funcție de cât de mărunt preferă să-i taie. Asta e după gust, după preferințe. Această rețetă nu este o rețetă bătută în cuie. La o cantitate de 1 kg de ciuperci sau puțin peste 1 kg de gălbiori, adăugăm în jur de 200 de grame de unt. Cum am zis, un unt, desigur, cu cât mai gras, cu atât mai bun. Mai avem și aici. Nu trebuie pusă apă, pentru că ciupercile, gălbiorii, sunt 90% apă. Când o să se prepare aici în untul acesta, o să-și lase apa, apă și o să se lase și or să scadă. Și atunci or să încapă perfect. Se facă gălbiorii noștri în unt. Este timpul să vedem de smântână, 900 de grame de smântână și în jur de 9 căței de usturoi, care o să-i mărunțesc pe cât de mult se poate cu mărunțitorul meu și o să-i amestec în smântână. Bun, tocat usturoiul. Și aici cantitatea este după gust, după preferințele fiecăruia, care preferă să pună mai puțin usturoi, pune mai puțin, alții preferă să nu pună deloc. Cum am zis, e după gust. No, deci trebuie să facem aici un sos. Gălbiorii au început să se facă frumos în unt, au și scăzut. Mai ales după ce am adăugat și sarea, piperul. Haideți să vă arăt exact aici unde preparam eu gălbiorii. Ia stați să vedeți ce am găsit eu aici. Ia uitați-vă și voi. Vipera cu corn. O viperă destul de periculoasă, de care dumneavoastră trebuie să vă feriți. Ia uitați-o exact aici lângă. No. Ca să vedeți și voi că o puteți găsi și în zone mai umblate de om, să spunem. Deși oricum este o zonă sălbatică, însă chiar aici, lângă mese, unde îmi preparam eu mâncarea și ne uităm acolo jos, vipera. Deci la vipera cu corn trebuie să aveți o oarecare atenție, pentru că este o specie veninoasă. O vedeți cum arată, are aceste romburi pe ea, de o culoare maronie și are un corn, așa se spune, în vârful botului. No. Deci îl vedeți, acesta este un exemplar mai mic. În cazul în care sunteți mușcat de această specie, trebuie să mergeți la spital, unde vi se va administra antivenin și toate lucrurile vor fi în regulă. No, există unele cazuri în care, datorită mușcăturii, sunt oameni care sunt alergici la acest venin și atunci apare șocul anafilactic și antiveninul trebuie administrat de urgență. Na. O vedeți, e frumoasă ce-i drept, însă vipera, dacă nu o deranjezi și nu o necăjești, te lasă în pace. Ia uitați, și un păianjen acolo lângă. S-au întâlnit amândoi. Ia uitați-o.
adus-o aici un pic mai la distanță, ca să pot să și lucrez, să pot să-mi prepar mâncarea și să stea liniștită. După ce s-au răcit gălbiorii preparați în unt, adăugăm smântâna amestecată cu usturoi tăiat mărunt. Cum am zis, și aici tot după gust. Punem înapoi la foc cam încă 10 minute. Ultimul lucru, și anume pătrunjelul verde proaspăt tocat mărunt. Bun, a venit momentul să gustăm mâncarea, să vedem cum a ieșit rețeta noastră de gălbiori cu mămăligă, gălbiori cu smântână, usturoi, pătrunjel. Doamne, deci, asemenea delicatesă, deci gălbiorii, clar, printre cele mai bune ciuperci, unele dintre cele mai bune ciuperci, cu siguranță chiar trebuie să încercați așa ceva, să încercați chiar și această rețetă și o să vedeți cât este de gustoasă. Mai ales cu gălbiori culegi din pădurea de stejar, care sunt mai buni la gust decât cei din pădurile de conifere. Absolut fenomenal! Este puțin fierbinte, o să o las să se mai răcească. Până una alta, vreau să vă arăt ceva, o carte care probabil ați văzut-o în acest videoclip, și anume Ghidul culegătorului de ciuperci, o carte pe care probabil mulți dintre voi o cunoașteți, de Loxman Dick Szabo și Vizas Gizela, 555 de specii cu fotografii. O carte foarte bună, foarte utilă, pe care se merită să o aveți cu voi când mergeți la cules de ciuperci. Avem chiar aici gălbiorii Cantharellus palens, Cantharellus cibarius, sper că se observă. E bine, ce vreau să zic vis-a-vis de această carte, mulți oameni pe care i-am întâlnit eu în pădure la cules de ciuperci aveau această carte la ei, o carte foarte, foarte bună, pe care, desigur, vă recomand fiecăruia dintre voi să o aveți la voi. Dar ce vreau să zic este că această carte nu este neapărat un determinator, deci determinatorul de ciuperci este o carte diferită, o carte care arată în cele mai mici detalii, specială. De fapt, vă recomand să cumpărați mai multe, pentru că o să vedeți că fiecare carte aduce niște informații în plus, uneori chiar se contrazic între ele. Așadar, când vrei să afli mai multe despre o specie de ciuperci, cumperi măcar 2-3 cărți și citești informațiile din fiecare. O să vedeți că în funcție de specie, o carte vine cu mai multe detalii, altă carte vine cu mai puțin. Vă folosiți de toate felurile de informare, să vă folosiți de videoclipuri, cărți, cât și alte surse de a vă informa. O carte pe care vă recomand, dar mare atenție, această carte nu este un determinator, cum am zis, vă sfătuiesc să cumpărați mai multe cărți determinatoare anume și nu doar una, două, ci mai multe, pentru că o să vedeți, informațiile diferă în funcție de carte și uneori chiar se și contrazic. Atenție, ciupercile nu se învață din videoclipuri și nici nu se învață mergând cu cartea în mână în pădure, cum cred unii. Gata, am găsit ciuperca, am cules-o, m-am dus acasă și am consumat-o. Învățarea ciupercilor cere foarte multă experiență, foarte mult studiu, experiență pe teren foarte importantă, deoarece confuzia ciupercilor poate fi fatală. Așa că întotdeauna o să vă îndemn la foarte mare precauție.
absolut o delicatesă. Aici am să închei și filmulețul. După cum ați văzut, astăzi am plecat în căutarea gălbiorilor. V-am arătat unde puteți să-i găsiți, cum se pot identifica, speciile la care trebuie să aveți foarte mare grijă atunci când culegeți gălbiorii și, desigur, la final de videoclip, o rețetă absolut delicioasă. Sper că ați găsit aceste informații utile, relaxante. Dacă ați găsit aceste informații utile, nu uitați să dați un like, nu uitați să lăsați un comentariu și nu uitați să vă abonați. Vă aștept și data viitoare la alte informații și aventuri din natură. La revedere!